Accidentele nu s-au oprit însă aici. Doi tineri originari din raionul Cantemir au scăpat ca prin urechile acului după ce motocicleta pe care se aflau s-a izbit de un automobil Toyota pe o stradă din capitală. Impactul a fost într-atât de puternic încât tinerii au fost aruncați la câțiva metri distanță și s-au ales cu răni grave. Incidentul s-a produs pe strada Andrei Doga din sectorul Rășcan al capitalei. Martorii spun că au asistat la o scenă îngrozitoare. Mașina asta merge încetșor, o dat scotească la stânga. Băieții ăștia ne 5 km n-aveau. S-a auzit un zgomot. Când ne-a uitat în partea stângă, de la magazin, știi cum spune, motocicleta zbura, nu vine. Și ei s-au tamponat în roata dinainte și eu am început zboare toți peste cap. Unul, mâna ruptă, mâna stângă. Și piciorul ăsta de la genunchi, acel ant mai ceva mai serios. И вот у меня в ушах до сих пор вот шум мотоцикла, видно, скорость или что, вот. И резкий удар. И вижу эти ребята, двое ребят, они просто кувырком вот так вот летели. Шоферу автомобиля Луиса declara невиноват. Я поворачивал к себе домой, и с ними меня обгоняли слева и ударились меня. Ехали больше 100, наверное, не знаю. Взлетели метров на 7, на 10 вверх. În urma incidentului, tinerii au fost transportați la spitalul de urgență din capitală cu multiple fracturi. Potrivit medicilor, starea lor de sănătate este gravă, dar stabilă. Poliția a deschis o anchetă și investigează circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.